Puf! Am zis. Nu, filmează, spartiți acolo butonul de like cum am spart eu acum. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. M-ați rugat să vă arăt pentru că data trecută când m-am găsit cu Dragoș, l-avem acolo pe Dragoș, un abonat de aici, în apropierea mea, am venit cu turnul de carbit și data trecută n-am filmat. Am tras așa doar pentru noi. Și a spus că de ce n-ai tras, vrem și noi să filmăm, că mulți ați spus că trăgeați și voi, că trageți în continuare, de fapt că aveți tunuri cu carbi și așa mai departe și că e de foarte tare. Pot să zic încă la început că e destul de periculos, nu încercați asta acasă, trebuie să știi cum să lucrezi cu unul de ăsta, să spunem așa. E mai complicat. Pe el îl lasă tatălui, vă spun încă de la început, deci e tunul făcut de tatălui, este pe propria răspundere, ceea ce facem în momentul de față. Ne aflăm într-un loc izolat, nu e nimeni aici, la o pădurice, așadar o să tragem cu tunul de carbit. Da? O să vedeți care e treaba. Pune și voi acolo un mare like dacă o să vă placă și nu încercați asta. Fără acordul unui părinte, fără să fie 10 părinți lângă voi niciodată, dacă sunteți minori. Așadar, să trecem la acțiune. Am ajutat și data trecută, dar nu v-am arătat și ne-a spus mulți că de ce nu filmăm, că de ce nu vă arătăm, așadar că de data asta o să facem și puțin, o să ne jucăm cu el așa, ca să zic așa, amintiri din copilărie. Data trecută când m-am găsit cu Dragoș, a dus și atunci tunul cu carbit, pentru cei care nu știu ce e ăsta, e o chestie cu care și eu mă jucam în copilărie. El are un tun cu carbit aici, făcut chiar de tatălui, deci vă spun încă de la început să nu încercați așa ceva acasă, este destul de periculos dacă încercați pe propria răspundere. E un tun care bubuie. Un tun care bubuie foarte, foarte tare. Ca o pocnitoare mai imensă, doar că putem spune că e puțin mai acceptabilă față de pocnitoarele pe care le avem noi în general de petarde, pentru că petardele pot fi mai periculoase în momentul în care tu zici că băi, o țin în mână și n-are nimic. Și asta e la fel de periculos, doar că trebuie să știi cum să-l folosești. Așadar, nu vă recomand să faceți asta, doar să priviți video și să întrebați pe părinții voștri dacă s-au jucat cu așa ceva sau bunicii și așa mai departe. Dar probabil mai mult ca sigur au făcut asta. Și el e generația nouă, dar uite că părinții încă mai țin anumite jocuri din copilărie. Așadar, un mic tutorial. Ce avem acolo? Avem carbit. Carbitul este acesta. Miroase foarte dubios pentru că este un fel de piatră, o rocă, care conține mai multe minerale chimicale și astea fac un efect pentru da, exact, în momentul când punem apă și dăm foc și ăsta este semi închis, de fapt trebuie să fie închis complet. Tunul cu carbit e un PVC dintre ăsta mai dur, mai gros. E o țeavă. Bine, acum unii fac și cu butoiul, alții fac cu diferite tipuri de așa, îl pui, da. Ok. Da. Deci, vă repet încă o dată, are acordul părinților. El are tunul ăsta chiar de către tatăl său făcut și niciodată să nu faceți așa ceva, că este destul de periculos. Doar că e distractiv, putem spune, mai ales iarna. Tunul ăsta se folosește în plin sezon iarna, pentru că atunci când te duci la colindat, mai tragi cu tunul cu carbi, deci mai ales cei care stau la casă, la țară, știu legat de tun. Da. Deci, procedeul e foarte ușor. Se aude? Fă-zi. Cu cât îl ții mai mult, cu atât o să pocnească mai tare. Deci nu o să pocnească. Ei, da. Stai că treci o mașină acum și... A ieșit? Da, așa. Ok. Ți-a dat-o la ureche, aproape. Da. Ok. Asta a fost prima pocnitoare. Poc! Tunul cu carbit. Da, ne-ați scris în comentarii data trecută că de ce nu v-am arătat. Uite, o pocnitură cu tunul cu carbit. O mai spate să fiu sigur că nu surzesc. N-am mai tras cu tunul cu carbit de, cred că de 10 ani, sincer. Încă din adolescență. Deci, sincer, cred că am, hai, nici 10,
Ba da, aproape 10 ani, să zic, 29. Cred că am vreo 10 ani de când am mai tras cu turnul cu carbit. Așadar, în adolescență făceam și o treaba asta. N-am avut niciodată un turn al meu. Trăgeam cu al prietenilor, sincer. Dar o să ți fac eu cadou unul. Știi? Poftim? O să ți fac eu cadou unul. Faci un cadou unul? Nu, da, nu e nevoie, da. Adică, nu că nu mi-ar plăcea să dudui. Trezesc toți vecinii. Hai să treacă mașina că nu o să se audă dacă trece mașina din. Așa. Dă-i. Acum vezi ce-mi duduie mie. Fail. Uf, n-a bubuit. Nu, asta a fost fail. N-a bubuit. A, trebuia scurs de apă, ai pus prea multă apă. Am pus prea multă apă? Da. Scoate am uitat. Da, zeamă. Da. Zeamă multă. Am uitat, dacă n-am mai făcut de mult. Dar eu parcă am pus două bucăți lângă. Da, două am pus micuțe, două păi micuțe. Da, au rămas numai una. A ieșit? Uite-o. Așa, că îi punem, uite, pun una mai mare, dar nu mare, îi pun așa, medie, uite cu asta. Asta pun e. Pe bubuie sau nu bubuie, de ce zi? Nu mai are nimic acum. Na. Să-i pun mai multă sau mai puțină apă, că nici nu mai știu. Poți să-i pui câtă vrei, numai să o scurgi după aia. Să o scurgi după aia, asta e. A făcut presiune, ia uite. Ce șmecher, s-a văzut flacăra aia. A făcut mai mult flamă. Am zis, am zis. A bubuit curul. Da, bă. Poate vine acum pădurarul și zice, ba, bam, care tragi pe aici acum? Dar bine, s-a tragi. Deci nu știu dacă se aude pe cameră, cum se aude în realitate, dar bubuie de... Îți ar timp aia, trebuie să stai... Mai dă-i o dată. Și cum să stai așa chiar pe umăr și să pun unul pe umăr aici, știi? Ca și cum mai trage cu tunul, știi? Era unii care trageau între picioare. Te rupe la urechi, ce? Era unii care trăgeau între picioare. Da, am văzut și eu între picioare, știu eu că trăgeau băieți. Dar era ăla, l-ai văzut pe ăla cu... Cu betoniera. Cu buton, cu betoniera, cu butonul, iau, cu butoiul. Trăgeau cu butoiul, băieții l-au aruncat pe unul, băie. Da, deci... E periculos, dar aveți grijă. Nu faceți dacă nu știți. Puc, mai încet. Asta, asta a fost așa. Mai încet, așa. Da. Dar știi cum e? Mai trebuia să stau, să pun camera așa, să stau eu așa. Și tu să-i dai foc. Dă-i. Și să pun așa ca o poză de thumbnail. Ca și cum iese din fund. Vrei? Iese. M-am uitat acum la filmare și nu se aude pe cameră niciun caz cum se aude în realitate. Se aude foarte, foarte tare. Deci bubuie cu ecou toată pădurea asta se aude. Dar ideea e bine că nu se aude, ca să nu vă țiuie vouă timpanele prin căști să vă aud după. Da, trebuie să ții. Eu țin în momentul când îi dau, mă țin de o ureche că mă duduie foarte, foarte tare. Dar cam asta e distracția, deci la un astfel de tun cu carbit o să mai tragem de vreo 2-3 ori. Asta făceau mulți în copilărie și încă mai fac. Uite că încă se păstrează tradiția cu turnul de carbit. Da, este periculos niciodată să nu stați cu fața acolo în cazul în care vedeți pe cineva. Că vă, nu. Vă zboară capul. Bine, nu vă om. Pasă-te mare. Îți ia foc fața. Exact, îți ia foc fața. Deci poate să... E foarte mult dificil. Mult mai ieftin decât petardele. Și mult mai ok. Da, e mai ieftin decât petardele, da, exact. Mai da, deci de 2-3 lei și tragi de 15 ori din ea. Da, corect, corect. La kilogram carbitul. 9 lei da. Cam asta, ăsta e tunul. Hai să mai tragem de 2-3 ori și puneți și voi acolo un mare like dacă vă place. Deci, eu am să stau așa, ca și cum ar fi cu fundul, și tu îi dai dă-i foc. Hai, dă-i. Oh, vai mama asta. Ce mașină! Deci dacă scot poza de thumbnail din asta e genial, frate. Deci vreau să o prind așa exact când iese flama, știi? Bă, da. Deci asta. A fost mai tare, dar eu mi-am pus mâini la urechi, sincer, am auzit-o, dar nu foarte bine. Asta e. Dacă trageți cu tunul, luați-vă căști, luați-vă dopuri de urechi, luați-vă ceva. După da. Aia vă țui.
dacă stai într-o parte, deci în momentul în care vrei să tragi cu tunul, trebuie să stai acolo, lângă el și să-l pui la gaură. Bine, o să vă în primul rând, dacă vreți vreodată să faceți așa ceva, rugați-vă părinții să vă arate. În prezența unui adult. Adulții, cineva, un frate mai mare, care chiar știe, pentru că este periculos. Deși poate nu pare și e distractiv, dar este destul de periculos. Și nu vă recomand să faceți asta singuri. Pe el, vă repet încă o dată, îl lasă tatăl lui. Chiar el i-a făcut unul carbit, i-a spus, ai grijă, răspunderea ta, l-a învățat ce să facă și cum să facă. Deci încercați, în momentul în care vreți să faceți ceva ce vi se pare mai periculos, mai distractiv, încercați întotdeauna să vorbiți și cu părinții, cu familia, cu un frate mai mare, cu cineva, care să știe măcar ce face și unde vă aflați în momentul ăla, ca să nu existe niciun pericol. Oare dacă mănânci carbit, ce se întâmplă? Nu, ai nimic, încearcă. No, nu, nu, mersi. Da. La cucaracea, la cucaracea. Ok. Și, dă-i. Ce țui, bă! Ți-am zis? Asta a fost mai puternică. Am avut mâini la urechi, sincer, n-am. Da, păi vezi, când ai mâini la urechi, nu n-au să aude așa tare. Deci, asta e. În realitate, nu vă puteți imagina cât e de puternic sunet. E extraordinar de puternic. Deci, nu se compară cu... Deci nu trebuie să mai scoatem asta. Nu, mai pe ăla așa acolo care, că e umede. Dă-i, agit-o bine și pui doar... Dă-i, dacă vrei. Hai, mai tragem vreo două bubuleți și pe care mai ne plimbăm. N-ai dat la gaură. Nu mai ia foc, avala. Gata, nu mai, s-a dus. Ce s-a dus? Nu mai merge. Trebuia băgat apă, cred. Nu mai avea? A. Sau? Nu, 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 mai dă-i mai bine, dar trebuia să-l curățăm, scureți da. Bucățica aceea de carbit, că nu e... E umedă încă prea tare. Dispun. Ah, ce bun e apa. La sete. Așa. Dă-te la o 14. Hm? Dă-te la o 14. A văzut un. Ia ține, țin mai mult. Țin mult, da. Deci trebuie ținut aici bine așa, să facă presiune înăuntru carbitul cu apa. Bine, nu trebuie să aibă foarte multă apă. Trebuie cursul plusul ăla. Nani, nani, copilaș, să bubui cât mai tare. Deci îmi dudui urechile acum. Sport. Hai. Gata? Hai, vezi ce dudui acum. Mama, asta a fost și mai tare. Oh, filmează-mă? Filmează, filmează. Parcă nu filmează, că plâng. Nu, filmează, spartiți acolo butonul de like, cum am spart eu acum tunul ăsta. Mi-a spart mie, de fapt, urechea, timpanul. Mare atenție. Bubuie extraordinar de tare. Ce s-a întâmplat? Așa. Eram flăcări. Eram flăcări, ce avea? Da, păi mai iese fumul. Mare, mare atenție. Arată distractiv, dar e periculos. Deci... Nu încercați, vă repet de 10 ori în video ăsta. Este ca o pocnitoare de 100 de... Ce de 100 de ori, mă? De da, mă, 500 de ori mai puternică. Pocnitor, că sunt și mai mari și mai da, mari. Sunt pocnitori, de fapt. E ca o pocnitoare de aia foarte mare. FP3 de la mare. Da, ca o de aia groasă, așa. Ca o... Să zicem, poate chiar mai tare decât aia bubuie, că asta aia bubuie rău. Se aude și croico. Dacă ai și carbitul bun, ăsta e de anul trecut, da. Da. Da, carbitul dacă e mai vechi, e mai așa, dar e ok. De încă funcționează. Mă, sincer, mie îmi place cum miroase, deci îmi place cum miroase carbitul, așa, e un miros... A canal. Da, exact, a canal, a balt, așa,
surf cu de-astea, așa, chimicale de-astea mai dubioase. Hai să le băgăm pe toate. O amestecătură, vrei să le pui pe toate? Dar nu cred că o să bubuie mai tare. Zici? Nu știu. Hai să încerc. Bagă-le pe toate. Da, dai tu. Hai că-i dau eu. Da. Dai tu. Fac să dai tu, că să le apară. Îi dau eu. Hai, da. Dar trebuia de-asta, țin eu. De aici. Ia. Urechile. Asta a fost așa. N-a pornit chiar. A bubuit, a bubuit. N-a mai ieșit nimic. Drag așa la cameră. Uite bă, se vede soarele aici. Am zis că e o flamă, mă uitam ce se reflecta acolo în... Bun, prieteni, cam asta a fost cu tunul cu carbit. O să încheiem aici mica petrecere cu bubuială. Dacă vreți să încercați așa ceva, vă repet încă o dată, aveți mare grijă, rugați părinții să vă arate, să vă facă, de fapt, nu încercați voi, dar oricum cred că sunt și tutorialele pe internet, dar na, asta e partea a doua. Mare atenție, tunul cu carbit e ca o petardă mai mare, dar poate să spunem că nu e chiar atât de periculoasă, dacă știi să o controlezi. Da. Cam asta a fost video, sperăm că v-a plăcut, mai dați și voi acolo un like dacă încă nu ați dat, dacă ați dat, mulțumim foarte, foarte frumos, abonați-vă la canal, dați-i și lui un follow, să vă las Instagram-ul lui, dacă e doritor, da. Fete așa mai pentru el, e albastru, uitați-vă. Da, urmează un far roșu. Da, ok, deja te-ai înroșit puțin. Da? Bun, cam asta a fost video, noi ne vedem la următorul episod. Nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul de notificări. Numai bine!